Să deschidem Scriptura la pagina 661, Proverbe 24, chiar dacă s-a citit acest verset, nu este coincidență, este aceeași călăuzire. Versetul 3, care l-a citit fratele Dan Bunculeț, acesta vreau să-l recitesc încă o dată pentru voi doi, pentru Eugen și pentru Marian, care spune în felul următor. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Îl repet din nou. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Amin. Vă rog să ocupați locul meu. Este o zi deosebită în dimineața aceasta, 9 septembrie 2012, pentru noi, care suntem aici, în mod special pentru cei doi, pentru Eugen și Mariana. Și nu numai. M-am gândit că Timișoara nu se înfrățește cu Bistrița sau cu Nepoțul, ci se chiar unește în ziua de astăzi. Domnul zic să vă binecuvinteze. De ce ați venit în Spania? Uite, și un motiv ca să vă cunoașteți și să formați o familie. Atunci când cei doi au contactat și mi-au spus decizia lor, hotărârea lor, sincer să fiu, am rămas puțin surprins că în foarte scurt timp, așa cum menționa și fratele Trifan, ei deja au pus pe rol această acțiune a lor. Am întrebat-o pe Mariana unele detalii, unele lucruri din viața ei, a familiei ei, și sigur și ea m-a surprins când mi-a spus unele lucruri, unele adevăruri care nu le-am știut despre familia ei. Domnul să-i binecuvinteze familia, mama ei, cred că fericea vă numiți, sunteți aici, Domnul să vă binecuvinteze. Apoi când mi-a spus că părinții ei nu sunt de aceeași credință cu a ei și cu a noastră. Și am spus, totuși, Mariana, cum de tu ai acceptat să fii în familia noastră, a Bisericii Evanghelice? Și mi-a spus, am o bunică. Și datorită bunicei, eu și fratele meu, Adi, am început să mergem la biserică. Și bunica ei este aici. Cred că Ioana o cheamă. Domnul să vă binecuvinteze, sora Ioana. Ați făcut ceea ce ați putut pentru nepoții dumneavoastră. Și astăzi este rezultatul că Dumnezeu v-a ținut în viață și sunteți aici și o vedeți pe Mariana, începând o lucrare, intrând pe un drum al căsniciei, la care zic Domnul să o binecuvinteze pe ea, să binecuvinteze și pe cel pe care l-a acceptat ca să fie soț în timpul de astăzi. În timpul care ne-a mai rămas, n-aș vrea să vă plictisesc, iubiții mei, muntași, iubiți tineri, iubiți mii, n-aș vrea să vă plictisesc, vreau să vă vorbesc câteva realități. Îi spuneam la fratele Dan Bunculeț, nu cumva să fi luat predica, că el așa face, de multe ori. Și mi-a spus, dar de unde v-ați gândit să citiți? Și am spus, din... L-am întrebat eu prima dată și mi-a deschis la Proverbe 24. Și am zis, gata. Versetul 3, da, versetul 3, dar o să-l citesc și 6. Nu nimic, citește, frate Dan. Și ce te va călăuzi Dumnezeu? Zice, trei puncte am. Și eu am tot trei. De așa că vreau să vă spun. Trei puncte am pentru voi. Trei obiective pe care doresc în dimineața aceasta, despre care doresc să vă vorbesc și voi să țineți minte aceste lucruri. Probabil că în dimineața aceasta nu veți ține așa de mult și nu veți înțelege atâtea lucruri. Dar este caseta care
o să aveți la dispoziție și o să vedeți în decursul timpului lor sau timpului care îți vei trăi împreună. Deci trei lucruri despre care vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta. Unul este să construiți împreună. Dumnezeu să vă ajute. Al doilea lucru este următorul. Odată începută această construcție, această familie, nu trebuie, nu este permis să fie abandonată. Să vă ajute Domnul la lucrul acesta. Și apoi, al treilea lucru, nu lipsit de importanță, este veți fi responsabili voi. Voi doi veți fi responsabili. În cea mai mare măsură, de cum vă va arăta casa voastră, clădirea voastră, familia voastră. Și zic Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multă înțelepciune. Și titlul chiar mi l-am notat și mi l-am pus acesta a mesajului din dimineața aceasta. A construi cu înțelepciune. Să construiți cu înțelepciune. Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Proverbelor. Foarte mult vorbește Solomon despre înțelepciune. Proverbe, capitolul 4, versetul 7-8 spune acolo, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, înalți-o și te va înălța, caut-o, ia să fie slava ta. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, tot în Proverbe 14, cu versetul 1, despre femeie. Uitați ce spune, că femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia neînțeleaptă și-o dărâmă cu însăși mâinile ei. Atenție! Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar o femeie neînțeleaptă, nechipzuită, și-o dărâmă cu mâinile ei. N-ați văzut lucrul acesta? Eu am văzut atâtea femei. Și vreau să vă dau două exemple din Sfânta Scriptură. Ne vom opri asupra lor, nu vom sta asupra lor. Gândiți-vă dumneavoastră la o femeie care era în poziție foarte înaltă, era nevasta împăratului lui Israel, Izabela. Ce a făcut ea? Și-a zidit casa sau și-a dărâmat-o? Și-a ajutat familia sau și-a încurcat-o? Citiți despre ea în cartea Domnului și veți vedea. Apoi, o altă femeie care și-a zidit casa, și-a ajutat familia, este Abigail. Citiți despre ea. Nu vreau să mă opresc asupra acestor detalii. Vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu spune că femeia înțeleaptă își zidește casa. Doamne, binecuvintează bisericile noastre cu femei înțelepte, care să zidească casele și Dumnezeu să fie Cel care să le dărească multă lumină și multă înțelepciune în privința aceasta. Apoi, să nu ne oprim doar la femei. Haideți să vedem și despre bărbați ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, spune în felul următor. Bărbaților, atenție bărbaților, care sunteți în dimineața aceasta și suntem aici, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Putea să ziceți amin. Dacă n-am zis, când a trebuit, v-am provocat eu. Că puteam să zicem amin. La rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste unei femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Și atenție, de ce să ne purtăm cu înțelepciune? Ca să nu fie împiedicate rugăciunile noastre. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Deci femeia înțeleaptă zidește casa, bărbații trebuie să se poarte cu înțelepciune cu nevestele lor. Doamne, ajută și pe femei și pe bărbați să facă lucrul acesta. Că atunci vor putea să construiască bine și corect. Să construim împreună este primul punct la care vreau să mă opresc și probabil că la acesta voi stărui mai mult. O cântare spune că e mai bine în doi, chiar și la nevoi. Funia împletită mult mai tare e când ai de lucrat,
când ai de luptat, chiar și în rugăciune, vei fi ascultat. Și n-a fost coincidență. Eu spun din nou lucrul acesta, chiar dacă nu l-am repetat. N-a fost coincidență că am citit versetul acesta eu și l-a citit și fratele Dan Mulțuleț. N-a fost coincidență că fratele Vasile de Teșan a cântat acea cântare și au mai cântat-o și tinerii. Că eu mi-am notat refrenul acelei cântări. Spune că doar împreună să vă iubiți. Tot înainte. Nu dați înapoi. Ca diamantul să vă prețuiți. Unul pe altul. Ajutând. Doamne ajută! Ce ziceți? A fost coincidență? Eu spun că a fost călăuzire. Nu folosesc cuvântul coincidență. A fost călăuzire. Și a lui Vasile, și a lui Bunculeț, dar și a mea, și a celor care au pregătit cântarea aceasta. Să ne vorbim, să le ducem aminte că doar împreună să se iubească, ca diamantul să se prețuiască, să se ajute unul pe altul, că doar împreună veți putea să construiți. Domnul zice să vă binecuvinteze la lucrul acesta. În Eclesiastul, capitolul 4, versetul 12, vorbește acolo și versetul 10 și 9 înainte despre doi. Că sunt mai bine doi. Că să și încălzesc unul pe altul, spune acolo. Și dacă se ridică cineva împotriva doi, doi sunt mai puternici. Și știți ce spune acolo? Că funia împletită, nu în două, funia împletită în trei, nu se rupe ușor. Deci soțul, soția și Hristos Domnul, slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Deci să construiți împreună. Unitatea este foarte importantă în familie. Și nu numai, frați și surori, iubiți familii și cei care doriți o familie. Unitatea este de foarte, foarte, foarte mare valoare și necesară. Domnul Iisus s-a rugat în rugăciunea din Ioan 17. Se repetă acolo de multe ori, probabil de peste 4 ori, de 5 ori, probabil de mai multe. Citiți Ioan 17 și vedeți. Aș dori ca aceștia să fie una, cum eu cu tine, Tată, sunt una. Vorbește despre unitate. Apoi gândiți-vă dumneavoastră cât de necesară este unitate, nu numai în familie. Și în familie este esențială și peste tot este esențială. Într-o echipă, o echipă sportivă, oricare ar fi ea, ce mult valorează să lucreze împreună o echipă. Ce mult valorează lucrul acesta. Ce mult valorează. Unitatea este esențială, iubiți tine, iubiți mii, Eugen și Mariana. Unitatea este foarte importantă în viața de familie. Va trebui să fiți una. Să gândiți la fel. Dacă în vreo împrejurare, în vreo idee, nu bateți la fel, va trebui să vă plecați asupra aceeași idei. Până când veți avea aceeași unitate și veți putea ca să gândiți la fel. Dumnezeu fi să vă binecuvinteze în lucrul acesta. A lucra împreună este foarte, foarte necesar. Gândiți-vă dumneavoastră cât de bine este să construiți împreună familia. Mă refer la cei doi. Să construim împreună familia aceasta. Casa familiei noastre, cât de important este să o construim împreună. Nu bărbatul să construiască și nevasta să dărâme ce a construit. Sau invers. Nevasta să construiască și bărbatul să dărâme. Nu este bine lucrul acesta, ci să construiți împreună. Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Deciziile trebuie să se ia împreună. Iubiți mii, deciziile voi trebuie să le luați împreună. Așa cum astăzi, împreună ați decis să veniți la altar. Așa cum astăzi ați, împreună ați decis să vă căsătoriți. Ați pregătit această sărbătoare. Împreună ați decis lucrul acesta. Eu cred că nu unul s-a gândit și celălalt a spus, păi cum vrei tu, facem așa? Amândoi v-a spus de aceeași, pe același punct, acord, ați avut amândoi și a spus, da, astăzi, 9 septembrie, ne vom căsători. Ați decis amândoi. Așa trebuie și de aici înainte, orice decizie, cât de mică, să o luați împreună. Căci atunci, lucrarea, construcția voastră, va fi zidită cu înțelepciune și casa familiei voastre
se va ridica, căci așa spune, că prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Unitatea în familie este esențială, iubiții mei, și am accentuat și chiar dacă voi repeta de mai multe ori, să înțelegeți lucrul acesta, căci este de foarte mare importanță. Cum veți cheltui voi de mâini înainte banii? Cum veți trăi în viața voastră de familie? Ce veți face mâine? Trebuie amândoi să vă puneți de comun acord. Că altfel nu veți putea. Eu mă duc la mama. Eu mă duc la tata. Eu mă duc la ai mei. Eu am prieteni. Nu. Împreună să luați decizie. Mergem împreună, facem împreună, construim împreună, clădim împreună, ne bucurăm împreună. Dacă trebuie să plângem împreună pentru o cauză, plângem împreună. Nu trebuie lăsat unul singur să zidească și celălalt să stea cu mâinile încrucișate. Nu este permis într-o familie creștină. Când unul spune, eu mă duc la biserică, celălalt spune, nu, eu mă duc la cumpărături. Cumpărăturile și-au vremea lor, așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul și fratele Dan a menționat lucrul acesta. Că orice lucru și-are vremea lui, cumpărăturile și-au vremea lor. Deci mersul la biserică are timpul lui. De aceea voi trebuie să decideți în privința aceasta, începând de astăzi. Veți avea multe lucruri și multe decizii de luat. Trebuie să le luați împreună. Împreună trebuie să știți că trebuie să veniți la casa lui Dumnezeu și Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Apoi împreună trebuie să decideți că trebuie să citiți cuvântul lui Dumnezeu. Împreună trebuie să citiți. Nu lasă că citește bărbatul și e ajuns. Știe el ce are de făcut. Știu și eu ce am de făcut ca femeie. Știi, dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață adesea lucruri extraordinare și nu numai adesea, în tot timpul. Dumnezeu, zic, să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Să construiți împreună. Dacă de astăzi voi decideți să construiți împreună, clădirea voastră va crește, casa familiei voastre va crește, vor vedea vecinii, vor vedea frații, va vedea biserica. Ce se întâmplă? Eu i-am știut altfel. Da, dar ei s-au unit. Cei doi spune că nu sunt una. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că vor fi una, se vor face una. Începând de astăzi, voi veți fi una. Începând de astăzi, în fiecare zi, vă veți șlecui unul pe celălalt. Dumnezeu ți să vă binecuvinteze și să vă ajute în lucrul acesta. Repet, a construi împreună este esențial. Apoi, vreau să merg mai departe, sigur, am spus, nu vreau să vă plictisesc în dimineața aceasta, merg mai departe și să înțelegem că abandonarea construcției odată începută nu este permisă. Nu este permisă. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 19, versetul 3, a doua parte. Fariseii, ca să-L ispitească pe Domnul, a mers și l-a întrebat, oare este îngăduit să-și lase unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Întrebarea se pune, oare este îngăduit să-și lase un bărbat nevasta pentru orice pricină? Ca să-l ispitească, au venit la el și l-au întrebat. Ce răspuns a dat Domnul? Ce răspuns a dat Domnul? Dacă citim mai departe în acest capitol, ei au mers și au spus că Moise le-a spus că se poate să se dea femeii o carte de despărțire și să-i se dea drumul. Ce a spus Domnul? Din ce pricină s-a petrecut toate lucrurile acestea? Citim în cuvântul Domnului, tot în Matei, în capitolul 19, versetul 8, dă-te rog mai departe, versetul 8, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar atenție, dar de la început n-a fost așa. Dar cum a fost de la început? Cum a fost de la început? Moise a îngăduit lucrul acesta, spune Domnul Iisus, că din pricina împietririi inimii unora a îngăduit Moise să se dea femeie o carte de despărțire. Dar Domnul Iisus spune că de la început n-a fost așa, că a fost altcumva.
A fost armonie în familie. A fost unitate în familie. A fost pace în familie. A fost binecuvântare în familie. Și Dumnezeu a spus că ceea ce unește El, spune că omul nu trebuie să despartă. Și de ce atunci totuși se ajunge? S-a citit, s-a cântat în dimineața aceasta așa de frumos, dragoste, flori, iubire, doar flori, doar căldură. Mi-a plăcut tare mult poezia lui Torița, că a spus că va trebui acolo spine aceia luni, aceia trebuie să-i tăieți, să-i călcați. Dar sămânța iubirii din om, să crească. Domnul să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Iubire, flori, zi frumoasă și peste o săptămână, nu mai e zi frumoasă. Sau peste două, sau peste un an, sau peste trei. De ce lucrul acesta? Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne cu frică. De multe ori ne uităm și spunem, îmi place tânăra respectivă, e frumoasă. Dacă îi întreb pe tine, de ce te-ai căsătorit? Sau de ce te căsătorești? Chiar unii își mai pun întrebarea după mulți ani de căsătorit. Oare eu de ce m-am căsătorit? Și dacă l-aș întreba pe Eugen, de ce te-ai căsătorit, Eugen? Sau de ce te căsătorești, Mariana? Dacă ai întrebat pe tine, de ce se căsătorit? De ce? Chiar. Unii mai spun în glumă. Oare eu de ce m-am căsătorit? Oare de ce m-am căsătorit? Dacă ar fi numai în glumă, de ce puteam să stau și la mama? Păi și eu știam să fac de mâncare, unii spune, m-am căsătorit să nu mai fiu singur. Bine. Am auzit pe o tânără spunând, dacă va veni vremea să mă căsătoresc, va veni timpul să mă căsătoresc, o să-l fac pe soțul meu să-i pară rău că nu s-a căsătorit mai devreme. Ce bun gând. Deci înseamnă că ea gândea că se va comporta în așa fel să-l facă să sufere puțin. Dar de ce nu m-am căsătorit eu chiar mai devreme? Chiar de ce mă căsătoresc? Să nu mai fiu singur? Să-ți fere cineva hainele? Să fie cineva slugă? De ce mă căsătoresc? Și să căsătoresc? Și după câtva timp, abandonează. Nu mai pot. De ce nu mai pot? Păi nu mai putem trăi. De ce? Păi nu mai comunicăm. Păi de ce nu mai comunicați? Că cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni spune, vorbiți între voi. Vorbiți între voi. Ce? Nu mai este covertură. Schimbă compania. Schimb biserica. Toate bisericile, în fiecare biserică sunt probleme. Nu e nicio biserică fără problemă. Singur în Împărăția lui Dumnezeu ne scăpăm de toate problemele. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze. Oare este îngăduit chiar să-și lase nevasta bărbatul pentru orice pricină? Am auzit pe tatăl meu, așa cum mai povesteam, când eram la munca câmpului sau mai știu eu ce, prin curte, și îmi spunea despre o mătușă, sora lui maică mea, că după ce s-a căsătorit, la scurt timp, s-a trezit bunicul cu fata acasă, într-o seară. Și spune bunicul, un om al lui Dumnezeu, om credincios, deși l-am cunoscut puțin timp, că era mic. Spunea, ce s-a întâmplat, draga tată, ce s-a întâmplat? Păi tată, nu mai pot, început să aducă motive. Nu-i nimic. Hai că îți dăm să mănânci, era seara târziu, îți dăm să mănânci, te culci, că e târziu acum, prin sat, unde să mergi, îți câini, e problemă, e întuneric, dar dimineață, cum se izbesc zorile, te iei înapoi și te duci acasă. La cel cu care ai încheiat un legământ. Căci ai spus că până la moarte, cum? Te duci acasucă și îți vezi de familie, îți vezi de soț, îți vezi de casa în care ai intrat. Și cu autoritate, cu înțelepciune, bunicul a determinat-o pe mătușa să meargă, a mers din nou, sigur, nu mai știu multe detalii, știu că au continuat familia, știu că au avut copii, știu că copiii au crescut, s-au căsătorit, știu că
Au ajuns acasă și mătușa, și unchiul, au trecut din viața aceasta, dar au continuat să meargă împreună. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze pe cei căsătoriți să înțelegem lucrul acesta. Că Scriptura nu îngăduie pentru noi să fie nu divorțului, nu despărțirii. Odată început această construcție, Eugen și Mariana, voi trebuie să o duceți până la capăt. Acel capăt este când vă cheamă Dumnezeu acasă pe unul dintre voi. Dumnezeu zic să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Ar fi multe, multe exemple și spune cuvântul lui Dumnezeu. Și însuși Domnul spunea că da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Păi cum spunem acum da și noi spunem nu? Mă miră faptul, dragii mei, dragi surori, dragi familii, aud de multe ori, așa ceva nu s-a întâmplat în bisericile evanghelice. Și acum parcă este la modă lucrul acesta. Este la modă despărțire, este la modă ruptura, este la modă abandonul. De ce toate lucrurile acestea? Pentru că nu avem înțelepciunea necesară. Nu de mult, soția mea martora și probabil sunt și alții care știu probabil puține detalii. Ne sună cineva din Statele Unite. O familie care e căsătorită de peste 30 de ani. Și a spus, gata, nu mai știm, suntem în pragul divorțului. Suntem în pragul despărțirii. Cum? Ați început o construcție împreună. 30 de ani ați mers împreună. Aveți copii mari. Ce învață copiii aceia de la voi? Copii care mâine trebuie să căsătorească. Ce vor face ei? Ce vor face acei copii? Dacă tu ca părinte, eu ca tată și mamă, trăim așa cum trăim și nu trăim în unitate. Vrem să abandonăm ceea ce Dumnezeu a spus. Că ceea ce a împreunat El, omul, să nu despartă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și dă-ne multă, multă lumină și multă înțelepciune. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. E nevoie de înțelepciune, frații mei. Dragi familiști, e nevoie de pricepere. E nevoie ca casa mea, casa dumneatale, familia dumneatale, familia mea, să fie întărită. Cum se poate întări? Doar citind în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu văzând și uitându-te la telenovele. Nu. Și Scriptura ne învață. Nu filmele. Nu altceva. Iertați-mă că nu mi-am notat să vorbesc lucrurile acestea. Altceva mă gândeam să vorbesc. Dar Duhul lui Dumnezeu mă îndeamnă să spun lucrurile acestea. Pentru că ce e nevoie într-o vreme ca aceasta să fim oameni cu coloană, iubiți familiști, să înțelegem că spunem odată da, că vrem să mergem pe acest drum, vrem să construim împreună și la un moment dat vrem să abandonăm. Abandonul Eugen și Mariana nu sunt permise. Dumnezeu nu permite lucrul acesta. Și ce spune Mariana? Că eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul. Și apoi te rog să pui un verset care spune în Numeri capitolul 30 cu versetul 2. Facem juruință adesea. Și voi veți face juruință. Și ați făcut în fața stării civile, acolo, ofițerul stării civile, o juruință. Și astăzi veți continua să facem lucrul acesta. Numeri 30, versetul 2. Dar te rog să pui și versetul 1, a doua parte, că spune acolo, iată ce poruncește Domnul. O poruncă a Domnului din vechime. Versetul 2. Când un om va face o juruință Domnului, sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduință, să nu-și calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ceea ce i-a ieșit din gură. Amin? Repet, puteam să zicem cu toții amin la lucrul acesta. Că adesea facem juruințe, jurăminte, azi le facem și mâine le călcăm. Le uităm. Uităm așa de repede. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. Astăzi, încheiat cu un legământ de căsătorie, Eugen cu Mariana, Dumnezeu să vă ajute până la capătul vieții să vă țineți unul de altul strâng legat. Nu că nu vor fi probleme. De mâine vor veni problemele. Azi e bine, este fericire. De mâine apar valurile. De mâine apar furtunile. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Coloselilor? Îngătuiți-vă unii pe alții.
Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, ce spune? Uiți-vă unul de altul, despărțiți-vă. Și ce spune? Iertați-vă, cum v-a iertat și Hristos. Așa iertați-vă și unul și voi unul de altul. Ajute-vă Domnul la lucrul acesta. Mâine îți va greși. El are nevoie de tine. Tu, Eugen, ai nevoie de ea. O soție care să te iubească, o soție care să-ți fie fidelă, o soție care să-ți fie supusă. Ea are nevoie de un soț care să o iubească, să o accepte, să o înțeleagă așa cum este. Nu-i că o ieși toate lucrurile cum vrei tu, dar mâine va persevera și va face mai bine, mai bine. Dumnezeu zic să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Spuneam despre cei din Statele Unite, nu mai pot. Peste 30 de ani de căsătorie, nu mai pot să stea împreună. De ce? De ce toate lucrurile acestea? Nu vedeți că diavolul caută prin toate mijloacele astăzi. Dacă este lovită, cel mai tare este familia. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă înțelepciune și cu multă pricepere. Prin înțelepciune se pot rezolva toate problemele. Așa cum spune o cântare, să mă ajut. Să știu când să vorbesc și când să tac. Și voi atât o fac. Că de multe ori vorbim când n-ar trebui ca să vorbim. Și spunea cineva, odată, cineva, bunic, nepoții de bunic, bunicule, arată așa de bine, așa de bine arăți planii aceștia dumneatale, 80 de ani, arăți bine, roșu la față, nu ții fața cu tată. Zice, da, dragii mei, da, eu stau mai mult de afară, că bunica voastră era tare vorbărează și când începea să vorbească, nu mai puteam să stau și ieșeam și afară. Uite, și aceasta este un lucru frumos, care atunci când mi-aduc aminte că la o căsătorie fratele Dionisie spunea despre femeie, n-am căutat. Probabil cei care au cumplat pe internet găsiți câte cuvinte vorbește o femeie pe minut și bărbați sau pe oră, nu știu. Sigur, sunt mulți bărbați care vorbesc mai mult ca femeile. De așa că nu vă speriați, dragi surori, că sunt și bărbați din aceștia. Nu știu tu, nu știu eu din care categorie fac parte. Dar, sigur, într-o familie se spune că ei nu s-au certat niciodată. Ce frumos! Să nu te cerți niciodată. Sigur, poate vor mai fi și din acele familii, mai puține, dar poate că vor fi. Să nu te cerți niciodată, ce frumos obiectiv. Dar nevasta, tot ea, a început să inițieze și ea o ceartă și a spus, băi, bărbate, noi nu ne-am certat chiar niciodată. Cum ar fi ca să ne certăm? Dar cum să facem? Păi zice, hai tu te urci acolo într-un pom, mergem în grădină și cu două îi spune, dă-te jos, tu să spui nu și uite începe ceartă. Zice și făcut, gata, s-a dus acolo, s-a urcat primul bărbat în pom și dă-te jos. El, păi m-a dat, nu mă da, dă-te jos. Și s-a dat, păi nu așa. Păi dar cum? Păi hai că-ți arate unul. Au început, s-a urcat femeia, dă-te jos, nu mă dau, 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 nu stai acolo. Deși nu am putut să se certe, uite ce frumos este. Să fii om al păcii. Dumnezeu zic să vă binecuvinteze și pe voi. Chiar dacă vor veni și momente din acestea, în care vor fi și de acele momente în care vor fi tensiuni. Numai prin înțelepciune veți putea să treceți și peste lucrurile acestea. Dumnezeu zic să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Mi-am propus ca la jumate să închei. Mai am un punct care l-am notat aici și spune și l-am și amintit că voi veți fi responsabili de cum vă va arăta casa voastră, familia voastră. Voi veți fi responsabili. Nu veți putea da vina pe mama, pe tata, pe prieteni, pe frați, pe surori. Sigur, ei își au și ei rolul lor, rostul lor în familie. Dar știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu însuși Domnul? Spunea, de aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa
și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Dumnezeu să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Nu înseamnă că voi trebuie să abandonați familia, părinții, eu cu tata nu mai am nimic, eu cu mama nu mai am nimic. Nu! Ei vă pot da sfaturi. Ei vă pot sfătui, așa cum spunea fratele Dan Bunguleț, că sfaturi înțelepte se pot primi, dar aveți grijă că astăzi sunt foarte, foarte mulți sfătuitori. Vă sfătuiesc atâtea și vă încarcă cu atâtea în cap, de nu mai știți care sfatul e cel mai bun. Știți care e sfatul cel mai bun? Sfatul Scripturii. Dumnezeu ți-i să vă binecuvinteze. Sfântul Scripturii. De ce am spus că voi trebuie să decideți să citiți Scriptura în fiecare zi? În fiecare zi. În fiecare zi, dacă citești 20 de minute, poți să citești câteva pagini într-o săptămână și într-o lună, iar câteva pagini și într-un an ai citit toată Scriptura. Și vedeți dumneavoastră acolo, veți vedea voi ce comori extraordinare se ascund în Scriptură. Deci voi veți fi responsabili de cum vă va arăta casa voastră. Voi veți fi responsabili. Nu veți putea da vina nici pe păstor, nici pe comitetul bisericii, nici pe familia niciunuia. Familia și a unuia și a altuia vă pot da sfaturi, vă pot da multe, multe învățături. Dacă sunt scripturare, luați-le. Iar dacă nu, să vă intre pe ureche și pe cealaltă să vă iasă sfaturile care nu sunt scripturale. Dumnezeu zic să vă binecuvinteze și să vă ajute la lucrul acesta. Că știți ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla la un moment dat, chiar casa voastră să se dărâme, să înceapă să se dărâme. Știți de ce? Pentru că se dezbină ea împotriva ei înșiși. Știți ce spune în cuvântul lui Dumnezeu, Marcu 3:25? Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei înșiși, casa aceea nu poate să dărâmească. Deci voi nu trebuie să fiți dezbinați unul împotriva celuilalt, ci voi trebuie să fiți uniți, așa cum am spus la punctul 1, să construiți împreună. Dumnezeu zic să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Apoi în Luca capitolul 3, 11, versetul 17, a doua parte spune că tot despre acel lucru, că o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește. Deci voi veți fi responsabili de cum va arăta casa voastră începând de astăzi. Va fi o casă binecuvântată dacă veți citi Scriptura, dacă veți construi cu înțelepciune, dacă veți construi împreună și Dumnezeu zic să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Așa am citit cuvântul lui Dumnezeu din dimineața aceasta. Sigur, femeia își are rolul ei și rostul ei în familie, bărbatul de asemenea își are rolul lui și rostul lui. Dar vreau să vă spun că amândoi, dacă vor lucra împreună, dacă vor gândi împreună, casa lor va arăta extraordinar de frumoasă. Și mâine vor zice frații din biserică, familiile din biserică, extraordinar. Nu m-am întâlnit la așa ceva, la Eugen și Mariana. Să poată avea o familie așa de frumoasă. Dar mai este mirare și la alții care spun, nu ne-am gândit niciodată la așa ceva. Că se poate întâmpla de la familia respectivă, de la cei tineri, să ajungă la asemenea lucruri. Uite, casa lor e aproape că se dărâmă. Vedeți dumneavoastră, nu mergem acasă, cei care am venit din România, mergem de vacanță și avem case acolo. Și dacă nu pui nimic acolo, nu aveți că s-a spart o țiglă. Ei s-ar putea întâmpla, Eugen, în decursul vremii, în casa voastră, să se spargă câte ceva, o țiglă. Tu, ca și capul al familiei, împreună cu soția ta, trebuie să observi lucrul acesta. Să schimbi acea țiglă la momentul potrivit. La momentul potrivit. Și cum vei putea face lucrul acesta? Așa cum am citit din Coloseni, sau am recitat din Coloseni. Să vă îngăduiți unul pe altul.
va trebui în decursul vremurilor, datorită împrejurărilor prin care se trece. Azi e frumos, așa cum am spus. E frumos, e flori, extraordinar, fericire. Dar mâine apar problemele și Dumnezeu să vă binecuvinteze să știți că aceste probleme care vor apărea trebuie luat decizii cu lumină și cu înțelepciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Doamne, ajută-vă la lucrul acesta. Am spus aceste trei puncte, că voi trebuie să zidiți, să construiți împreună. Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta. Voi, am spus că abandonul, sub nicio formă, nu este permis în familia creștină. Dumnezeu să vă binecuvinteze în direcția aceasta. Apoi am spus, de felul cum voi veți zidi casa voastră, așa va arăta casa voastră. Nu am altceva să vă spun decât Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să înțelegeți lucrurile acestea, vă doresc drum bun, Dumnezeu să fie Cel care să vă dea multă lumină și multă călăuzire. Amin.